ai amenințări. Eu mai stau, mă cer cu nimeni și nu răspund la nimeni. Păi și așa am făcut toată pușcărie, mi s-a furat mașina. Și n-am chef. Am chemat miliția, am chemat procuratura, au făcut criminalistica despre ceva, o să vadă pe camere de luat vederi să vadă. Le-am spus toată situația, le-am și spus că am vorbit cu Mustață și că mi-a spus că aseară vreau să vină la mine acasă. Deci e clar că e o chestie de teamă, nu? Dacă spun că vreau noapte, că el i-ar fi oprit, așa zice el. Acum eu spun așa și am vorbit cu el. Bă, de când ai venit la pușcărie, era liniște. Cum ai venit la pușcărie, că Dumnezeu i-a strâns, văd că a început tot cu d-astea, cu amenită și cu asta. Că Dumnezeu, că echipa noastră, și cum eu nu înțeleg un lucru, că văd că scrie și presa și voi fac, dregeți. Bă, deci hotărâți-vă, spuneți că conform hotărâși judecătorei, conform legii, așa spuneți voi toți, că nu mai este Steaua, nu spuneți, nu-i FCSB, nu s-a făcut, nu este Steaua, nu? Și atunci vă întreb pe voi, măcar pe ei nu, că ei bine, ei au rămas de partea asta. Dar voi presă care sunteți? Păi trebuie să vă hotărâți măcar voi dacă sunteți presă. Ori este, ori nu este, că spune Dumnezeu, suporterii. Păi voi spuneți că nu e. Păi nu, păi majoritatea spune, nu e, domne, că așa e hotărârea jucătorească, că e FCSA Steaua, nu că e Steaua. E asta e FCSB. Și ați trimis la CSA Steaua pe suporteri? Dar ei v-au amenințat, eu nu i-am, suporterii sau bă, cineva? Băi, eu nu i-am trimis. Ei au spus, domne, că noi ai luat ce iubeam noi. Bine, mă, am luat 10 milioane. Atunci atât am dat 10 milioane, că atâta era. Dați-mi 10 milioane, îmi iau jucătorii și vă dau echipa cum am luat-o eu, fără nimica. Și dați-mi 10 milioane și luați-o. Sunteți hotărâți să dați echipa pe 10 milioane? Păi nu dau eu, dau echipa, dau societatea. Dau societatea, clubul dau pe 10 milioane. Dar jucătorii îi iau, eu. M-ai înțeles acum? Dar cine are, mă, nu vedeți din am? Dacă vine vreun investitor? Imediat, cu drag. Cu drag. Dar cum s-a luat domnule Becali? Păi da, numai ca să rezolvi și problema asta, că de ce că ei spun, adică, domne, să vezi că noi nu o să stăm așa. Și ne zic, eu nu cred că fac nimic ca ilegal. Eu administrez o societate în care statul român și plătesc taxe și impozite. Eu nu vreau decât liniște. Domne, că n-ai cu noi, nu vreau să am de-a face cu voi. Care e problema? Că tot timpul spui că nu știu, bă, nu vreau să am de-a face cu voi, nu mă interesează. Că a fost liniște, cum a venit de la pușcărie, i-a zis, bă, treaba ta, vezi că ai făcut 7 ani. Vezi că chiar dacă ești nevinovat, că el îi cam instigă tot. Păi s-a supărat din cauza că l-ați dat afară pe Edi Ordănescu. Bine, mă, nu l-am dat eu afară, da? Dar care a fost? A plecat el. Și bun, și chiar dacă ar fi fost, dacă îl dădeam, trebuie să dau bani, 50.000. Și chiar dacă ar fi așa, ce, am încălcat legea? V-am încălcat vreo lege? Că văd că și Tolontan, nu știu ce e, marele Tolontan, marele jurnalist. Face el, drege el, cu tare. Am încăcat vreo lege, măi, nea Tolontane. Dar e vorba că... Care a fost motivul, domnule Becali? Că până la urmă asta nu s-a înțeles. Care rezultate, mă? Unde sunt rezultate? Ai recuperat 22 de puncte din 24. Cât? 22 din 24. Păi, vedeți? Păi, dar uitați-vă, mă, duceți-vă înainte, mă. Că nu-s 22 din 24. Nu sunt 22 din 24. Sunt 22 din 29. Păi nu, păi dar nu... Păi sunt 22 din 29. Păi dar nu-mi convine... Băi, a venit când aveam 7 puncte. Diferență de CFR. Da. Și acum câte sunt? Sunt 8. Așa face, nu, socoteala. Nu că... cu tare. Dar bine, ați încercat să-l convinge să mai rămână? Nu. De ce? Nu, dar de ce v-ați supărat? Spunea Edi Ordănescu acum la baza din Berceni, când a plecat, că i-ați dat mesaje foarte multe și nu ar vrea să fie forțat să le... Când i-am dat mesaje? Zilele trecute. Păi bine, mă, atunci. Poți să le și arate dacă îl obligați. Bine, să vi-l citesc pe ultimul mesaj care l-am... Bă, eu i-am dat lui mesaje când a trimis la club notificare. Că de ce am spus că joacă echipa rău și că să nu mai vorbesc nimica, că altfel activează clauza. Păi tu vrei să te ceri cu patronul
îl ameninți pe patron, adică te duci la patron acasă, negociezi cu el și după aia îl trimiți pe avocat la argăseală cu notificare. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Și atunci am zis... Aici a fost. Aici a fost. Așteptați să vă sune el atunci? Până normal. Până normal, bă, patroane, nu mai vorbi, domnule, așa, că cu tare, că... Adică, bărbătește, omenește, cum ai venit la mine și am negociat, așa vorbește cu mine, nu avocatul la argăseală, adică să mă amenințe. Și după aia mai vrei să mă lucrezi? Iar ultimul, dar ultimul meu, stai că nu vi le arăt pe toate, stai puțin, ultimul meu mesaj. Stai că o să-l arăt. Da? Stai că vi-l și arăt. Ultimul meu mesaj. Dai, mă, băi, tu ce vrei să-ți... Băi, tu ești cam iscut. Mai în spate. Stai puțin. Dar până atunci, domnul Becali... Stai puțin. Măi, tu... Măi, tu vrei să vorbesc când vrei tu? Și tu ești și tu de ăsta marxist? Vorbesc când vreați voi? Doar. Vorbesc când vreau eu, că voi ați venit la mine. Vă rog. Ce ești, userist? Ești de la USR? Tu la ce partid? La USR ești? La niciun partid. Tu ești la USR? La niciun partid. Dar cu USR-ul cred că ții. Stai puțin, stai. Las, faceți, dar văd că aveți mentalitate. Stai, mă, că nu. Da, uite, Cosmin se uită de mine. Nu se uită de mine. Vlad, ce te ține că? Să tot mută și nu... Stai, vedem, ultimul, care l-am dat eu. Deci, dacă nu te potolești, ne ducem până pe scări și nu mai intrăm în cadrul. Stai, mă, păi, dar în viața mea n-am vorbit așa eu. Eu nu știu, eu nu dau mesaj niciodată. Eu vreau vorbesc cu omul, dacă el... Iordănescu a și precunoscut că a ripostat la un moment dat, dar după ce a primit mesaj... Păi am... Că i-ați dat prea mult. Păi i-am dat! Păi i-am dat! Păi dacă el trimite comunicat, normal să-i dau. Acum, sincer, nu vă pare rău că a plecat, făcut-o un grup acolo? Nu, nu, nu. Ca jucătorilor, ce care pare rău. Au plâns. Foarte bine. Uite, fii atent, ultimul meu mesaj. Uite, când a fost, na. Hai să vedem, da? Când a fost, uite, bun. Păi că puteam să-l și nu contează. Uite ce scriu eu aici, ultimul meu mesaj cu el. Adică vineri seară. Uite ce spun eu, vineri seară. Că el spune că vezi, doamne, că l-am atacat și eu spun așa. Nu ai înțeles nimic. Nu am vrut niciodată să pleci. Nu vreau să controlez nimic. Adică el a zis că vreau să controlez totul. Dacă merg treburile. Nu am vorbit cu niciun antrenor, că zicea că, vezi, doamne, am vorbit cu alt antrenor. Eu nu lucrez la întuneric, decât la lumină. Dacă ți-a zis cineva, te-a mințit. Dar cum să faci așa ceva, Edi? Cum să trimiți mie amenințări cu avocatul? Nu-mi vine să cred. Cum să ameniți pe cineva și după aia să te duci la el în curte să lucrezi? Mesajele nu ți le-am trimis ca presiune ce au făcut avocații. Îmi stau ca un drac în cap și nu pot să uit cum un om poate face așa ceva. Și după aia uite fian ce-i spun. Dar acum, ca să vezi că nu am vrut să te dau afară, cereți iertare de la argăseală, adică pentru cea... Și așa. Și continuați munca. Și o să reușești, căci dacă pleci acum, nu este bine pentru viitorul tău. O să vină și Coman, și Șerban, și Cordea. Va intra și Tavi, și Olaru va intra în formă și vei reuși. După aia poți să pleci, dar în glorie, ca să-ți faci viitorul. Căci pentru mine nu contează, că nu sunt antrenor. Dacă te-am stresat prea tare, iartă-mă și pe mine. Dar ce ai făcut cu avocatul nu-mi iese din cap. Eu nu fac viclenii, sunt omul pe față, culcă-te liniștit că o să reușești, o să vezi. Asta este ce am scris eu vineri seară.
dar după care imediat a doua zi, când am ieșit la biserică, domne, că el a postat pe Facebook nu știu ce, că, adică iar, că vezi, domne, că să-i dau eu... Deci asta e ce am scris ultima dată. Că el e adevărat, că și el mi-a scris, patroane, o să găsim o soluție creștinească, adică înțelegi? Și eu m-a impresionat ce mi-a scris dar el. Dar cum ați aflat că pleacă până la urmă? Dacă nu ați vorbit cu el niciodată în ultima perioadă fizică, așa, la telefon? Păi ce vorbești, mă, ei? Voi și voi, toți voi vorbiți, mă? Voi scrieți, mă, ați nebunit lumea cu scrisul, mă. Păi eu nu scriu, mă, eu vorbesc, dar lui i-am scris că n-aveam ce să facă, nu răspunde la telefon. Păi eu vorbesc, bă, alo, da, ce fac, Vasile? Bine, mitică. Păi, dar ce faci, Costică, unde e? Păi așa, dacă scrii, și nici nimic, nu înțelegi. Când n-ai curajul să... Dar e orgolios? Eu nu știu cum este. E treaba lui cum este, eu doar v-am citit, ca să vedeți că nu vreau să-l dau afară. Păi el l-a deranjat că am spus că nu joacă echipa. Bă, spun și acum, nu joacă nimic echipa. Atât. Eu nu pot să țin cu forța. A, că spuneți că nu regret. Nu regret. Mai bine că a scăpat. Păi de ce? Sincer, ce spunea că pe dumneavoastră v-ar deranja faptul că nu puteți să vă băgați la echipă, nu puteți să mai faceți schimbări, nu puteți să mai... M-am băgat 10 etape. M-am băgat. Păi nu, că nu a... Și deși nu mergea echipa bine. Bă, dar eu nu mă bag dacă merge echipa. Bă, dar banii mei... Trebuie să-i protejez eu, bă, sunteți ceva la cap, aveți? Păi vreți să ajung ca Dinamo la... și să piardă oamenii milioane? Vreți să ajung ca Vasluiu, pe numai 50 de milioane? Vreți să ajung ca Copos? Vreți să... Nu vreau, bă, să ajung ca Negoiță, nu vreau! Da? Nu vreau banii mei să ducă papa sâmbetei. Și atunci, normal că mă bag să-mi protejez banii. Nu vinde... Domne, păi, dar nu se vinde în România. Băi, am vândut pe Man cu 11 milioane, acum vor 7 pe el. L-am vândut pe Stanciu cu 9 milioane jumate, l-am vândut cu 5. Deci eu vând mai bine ca Italia, Belgia și Anglia. Că l-am vândut pe Chiricheș cu 9 jumate și l-au dat aia cu 7 la Napoli. Vând mai bine ca Italia, Belgia și Anglia, vând. Deci vă interesează mai mult să vinde jucători decât campionatul? Nu tot, vă anunțează banii pe mine. Ce, campionatul nu... Păi ce, slavă de șartă, ce rămâne cu campionatul? E adevărat, da. Înțeleg și pe ei, pe suporteri. Dar dacă vor să aștepte, dacă nu se ajunge, mă, ca la Dinamo și ca la Rapid, ce să le fac? Să ducă la CSEA, că nu mai sunt Steaua eu. Nu ziceți voi, el Tolontan nu zice că ce a zis legea și voi nu spuneți tot timpul și Naum, domnule, nu mai pronunțați Steaua. Băi, dacă nu pronunțați, nu mai sunt Steaua, lăsați-mă în pace, mă. Păi, sunteți nebuni? Nu sunt Steaua când vreți voi. Când vreți voi, sunt Steaua. Păi ce sunt la cheremul vostru eu? Păi, sau, de exemplu, mesaje amenințare că, domne, vrea să vină acasă. Vrea să vină acasă. Lasă-mă că vine miliția. Lasă-mă vine procurorul, lasă-mă vine criminalistica, da? Și acolo și aici numai reclamații și gata, dosar, plângere penală. Și gata. O să uite pe cam. Ce urmează, domnule Becali? Pentru că suporterii transmit că nu mai acceptă niciun alt antrenor. Bine, mă, nu suport, nu știu cine sunt. Care ce suporterii ce? Băi, să caute antrenor, o să caute investitor. Bine, mă, să caute investitor. Să aducă 10 milioane și gata. Până atunci să-și vadă treaba lor. Și suporterii nu mă interesează de ei. Eu n-am treabă cu ei. Eu nu mai am avut treabă cu ei și nu mă interesează. Eu știu că în țara românească am o societate comercială care plătesc taxe și care vreau să-mi câștig bani și lucrez. Și mai știu că nu vreau să intru în faliment. Ce? Nu știu antrenori. Eu o să vedem antrenori. N-auzi că așa? Dom'le, ce o să lăsăm noi orice antrenor? Păi stai mă să vedem. Acum să vezi penal. O să ia pe camere, toate camerele de filmat. Să vezi cine e și am zis, da, domnule, vreau să răspundă penal, că nu iertați, nu. Vreau pușcărie să facă ca să stea acasă liniștiți. Să... Atunci să le spun nevestele lor, copiilor, mamele lor. Păi auzi, bă, stați cu mine, nici ceva pușcărie. Ce? Facă un protest legal împotriva... Protest ca să ce? Păi ce? Primăria ca să dea ce? Să dea prim... Păi nu vezi, cum adică să dea primăria protest împotriva unei societăți? Păi faci protest împotriva la ceva. Ceva care este în statul român, adică Constituția statului, mă, asta e privată, mă. Cum să faci protest împotriva societății private, mă? Ai ceva la cap, mă? Cine să dea așa ceva? Dar să fac atunci, care e problema mea? Să fac în fiecare zi și mă interesează. Că zic că nu știu ce, că Facebook, eu mă interesează Facebook pe mine și Instagram pe mine. Eu nu citesc asta, nu mă interesează astea pe mine, că ce pun ei. Domnule Becali, sincer, nu vedeați totuși un progres după 7 victorii și un egal? Sau în viitor, nu vedeați, da, o variantă? Păi,
Bă, tu ai, bă, tu ai. Nu scăd la cap cu voi, nu. Bă, n-ai văzut ce am zis, că vine Coman, că vine Șerban, că vine Cordea, n-ai văzut ce am zis aici și să continue că face treaba ce ai văzut, nu ai văzut ce am zis aici. Nu a coincis cu ce s-a întâmplat apoi, că... Păi și ce să fac? Ce să-l leg? Păi nu, să-l țin legat? Băi, dar nu mai știu cum să facă cu voi, mă. Ce că n-au... Păi eu am găsit... Băi, vă cercetați cu noi. Păi, dar dacă ți-am scris, ți-am citit așa, acum 5 minute, că stai dacă liniștit. Avut acest talent, să bă, dacă ți-am citit acum 5 minute, bă, stai, că o să ai cu tare, să pleci în glorie. Dacă ți-am scris, ți-am citit acum, ce mai vrei? Cum să-l conving eu? Ce să-i fac eu? Eu chiar cred și chiar îi dau scuza lui. Ce? Ba, COVID-ul, ba, n-a fost cum, am ba, accidentări. A ajutat Dumnezeu și am ajuns să putem să fim mai rău. Dar asta nu înseamnă că eu, patron, n-am voie să zic că nu joacă bine echipa. Că mă supăr pe tine și cer o clauză care eu dau donație la oameni. Deci te joci cu mine, mă. Eu și ești pătru de ani. Eu m-am luptat să ajung aici, mă. Păi tu ești antrenor, vii, antrenezi, iei banii. Dacă eu, da, dacă nu sunt atent, faliment. Cu Anghel Iordănescu ați vorbit, antrenor, că iese o supărare acum în întreaga familie, mă gândesc. Ce să vorbesc cu el? Păi nu, situația. Așa, să-l convingă să rămână, poate, nu știu. Adică nu. Ce să convingă? M-a semnat, a plecat. Ce să convingăm? Asta am înțeles. Ce urmează atunci? Domnul, ce înseamnă istorie cine, deja? Nu știu, Mirel Rodoșina, că nu vine, că nu vrea să certe cu dumneavoastră, eu o soluție. Iarăși. Păi de ce vă întrebați așa de mult? Că ce? Nu e FCSB, ce e? Ce contează? Păi da, dar e o echipă de interes public. Păi da, da, păi ca, ce interes, mă, FCSB, mă? Păi n-a spus judecător așa, mă. Ok, revenind la relația cu domnul Anghel Iordănescu și cu familia în continuare, cum va fi după această despărțire? Păi ce treabă am eu, mă? Ce am treabă? Țin dușmănie eu și cu el ai noroc să alu. Ce să am treabă cu el, dușmănie eu? Bă, eu țin dușmănie pe nimeni în viața. A, cu ăștia, da. Amenințare, familie, cu toate ăștia, da. Pușcărie. Dar am treabă cu el, cu el. Nu, tată, mă, salut, noroc, ce treabă am eu? Mă, am treabă cu el? Sau ce cu familia? Ce am cu familia? Mama lui, femeie credincioasă, fata lui, sora lui, super, o fată extraordinară. Ce treabă am eu? Sau chiar cu el? Cu toate că ba, de la el au plecat toate tâmpenile astea și s-au iscat toate nebunile astea. Numai de la el. Că vezi, Doamne, a fost lezat că ea nu joacă echipa. Nu? Dar n-am treabă cu el, mă întâlnesc că ai noroc, noroc. Păi ce mă, tu ești antrenor, stai comunici cu șefii de galerie. Păi ce așa se face? Tu mă vezi, trebuie să fii antrenor, bă. El credea că o să-l țină galeria pe el. Bă, nu te ține galeria, ai ceva la cap? Păi galeria te ține vreodată? Păi tu comunici cu galeria? Și asta? Păi ce este la Partidul Muncitoresc Român, care, dacă muncitorii de la fabrică fac sindicat, muncitori de la fabrică, păi nu e tată. Să se pune și lui Tolontana. În această situație puteți vinde vreun jucător? Facem un partid comun, îi punem pe Tolontana. Acum șeful partidului, dar și cum vrea el Tolontan? El să fie șeful partidului comunist, dar el să fie ca Ceaușescu, el să fie milioane multe și el să fie toți oameni săraci. Dar el e deștept și el, Tolontan, trebuie să fie un fel de șeful partidului. Să pune să cumpere mâncare de la magazine de lux. Se pregătește echipa, domnul. Cine? Cine pregătește echipa? Pentru că urmează un meci acum. Pintilie. N-aveți niciun nume, n-aveți ceva? A, Pintilică, după aia iar cine știe mai inventați. Dar Dică e o variantă? Ce? Dică e o variantă? A rămas fără contract de aseară. Bă, tata, sau Mirel Lădoi? Nu știu. Nu, Mirel Lădoi nu. De ce? Nu mă cer cu Finu. Gata. Așa, vreau să-mi iubesc Finu, așa, m-am certat cu el, nu mai mă cer niciodată. Îl văd, îl strâng în brațe ca Finu și gata. Nu vreau mai mă cer cu Finu mei. Nici cu nașii mei. Nici cu Hagi m-a încertat, eu am fost vinovat, gata, nu mai mă cert. Ați vorbit cu el după ce am ratat calificarea la Mondial? Păi nu i-am dat mesaj, foarte bine, a plecat și gata. Bravo lui! Păi, a plecat și a zis, chiar i-am zis, bravo, i-am dat mesaj, bravo! Trebuia să o faci mai de mult, am zis, că eu așa, a încercat și eu. În mine e băiat cu demnitate, normal că nu putea să mai stea. Și și-a luat, și-a asumat răspunderea. Ce cu jucătorii vă gândiți să vorbiți? Ce? Cu jucătorii vă gândiți să vorbiți, să le transmiteți un mesaj? Ce să vei cu jucătorii, interesează pe ea, mă. Ăia a spus eu, nici interesează pe ei, de pe teren câștige meciul. Și să ia banii salariile, interesează pe ea cine e antrenor, cine nu e antrenor. Doamne, miroși, că vezi, Doamne, că plâncă, nu știu ce, că plâncă. Tu te bădă aici, mă, interesează pe ea, mă.
Și plus de asta, eu cu ei sunt prieten cu jucătorii. Jucătorii ce fac, ce zic eu, aia fac. Pentru că jucătorii mă iubesc pe mine, am o prietenie cu ei. Am achitat tot timpul, bani le-am dat, niciodată n-am fost probleme. Pe ce să faci? Să înțelegem că nu o să mai vină un antrenor cu personalitate în cultura de ziua. Hai, vă rog, cu serei! Nu, dar chiar ce variante aveți așa în cap acum? Bă, nu e că v-ați gândit la cineva, că nu... Sau că poate un antrenor cu care ați lucrat, domnul Vintilă? Ce Vintilă? Cine e Vintilă? Bogdan Vintilă. Hai, mă, lasă-mi ce treabă. Bă, la ora asta, nu știu. Deci, la ora asta, nu știu. Adică, voi o să vehiculați, asta e meseria voastră. Nu am treabă. Fiecare își face treaba, meseria lui. Dar la ora asta nu știu. Dar vor mai fi contractele așa cum a fost acesta, cu clauze, cu... Sincer, ați... Nu știu, cum s-a părut așa... Niciodată în viața ta nu o să mai fie. Da? Niciodată în viață să antrenezi la FCSB, nu la Steaua. La FCSB. Așa? Eu spun clauze ție, nu mai pic. Eu, că eu sunt Becali și o spun ție, eu. Da? Și tu ești antrenor și îți dau ție bani, chiar dacă pierde echipa, ai tu bani. Dacă pierde echipa, eu pierd bani. Dacă tu pierde echipa, îți iei bani și treabă. Și îți pun eu clauze de acum. În tur! Nu ieși la... Că așa trebuia să pun. Ce ai vrut? 500 de mii? Dacă nu recuperezi din 7 puncte, 2 puncte, în 10 etape, cât mai erau? 10 etape, nu? Dacă nu 2 puncte măcar nu recuperezi în 10 etape, pleci. Și el nu a recuperat. S-a mai îngreunat cu un punct, de la 7 la 8. Și CFR-ul a jucat bine, domnul. Păi da, dar a venit după două zile, a făcut SF și CFR. Tu ești, cică contra, găsești, tu ești, ai pun de băr drăcești, dracu, te pune printre ruti. Parcă eu spun ce mânțează că a jucat CFR-ul bine. Păi mânțează de mine. Păi atunci dacă a jucat CFR-ul bine, să mai jucăm băi după tine. Că ia campionatul. Ei și gata, nu mai jucăm cu ei. Să nu mai pun antrenor, că joacă bine CFR-ul. Nu mai, după mintea ta. Vai de capul tău. Înțelegi? Play-off. Nu ai măcar înjumătățit 2 puncte ca la o victorie să putem să... La revedere. De acum încolo eu pun. Sau salariu mai mic, ia stată bănuțul, hai la revedere. Aveți un tatăl care vă place? De acum încolo. La națională pe cine vedeți? Pe domnul Pițurcă îl vedeți la națională? Ce? Pe domnul Pițurcă la națională îl vedeți? Sau de ce nu la dumneavoastră? Nu știu, nu cunosc, nu mă interesează, națională, nu mă înțează de pițuri, de nimeni. Nu vorbesc de nimeni. Vorbesc numai de mine și vorbesc numai de FCSB, de Steaua nu vorbesc. Ați putea vinde acum, e vreun jucător pe lista de transferuri pe care să puteți lua milioanele pe care le doriți? S-a vorbit și de Tavi Popescu, Bala Galata, sau mai țineți copilul? Nu, tată. Jucătorii la mine nu pleacă decât și așa, decât când e maxim de... Cum a plecat Man, maxim. Cum a plecat Stanciu, maxim. Cum a plecat Chiricheș, maxim. La cotă maximă. Tavi Popescu are o cotă, să spunem, la ora asta, 20 de milioane. Poate să crească, decât scăzut nu scade. Poate să crească, 40-50, depinde, nu știu. Situația lui Budescu care este? Budescu ce? Bă, Budescu e prieten... Nu, e prietenul meu. Deci așa încep. Este prietenul meu, Budescu. Am avut o relație bună cu el. Asta nu înseamnă că vii la FCSB. Nu merge așa. Asta e talentul. Da, bine. Atunci să facem un concurs de exterioare și să fie el primul. Nu merge așa. Înțelegi? Dacă se apucă să joace serios, bine. Dacă nu, la revedere. Bă, nu-i Budescu o problemă. Budescu mai are 4 luni de contract. Nu-i problemă. Îi dau băiatului bani, mă țin de cuvânt și cu asta basta. Nu-i problema Budescu. Domnule Becali, de la Antena 3 am ajuns mai târziu. Cine credeți că v-a vandalizat gardul? O să vadă, am făcut reclamație și acolo și aici și la... Și am făcut reclamație, a venit la criminalistica, organele să-și facă datoria, o să vezi. Că acum nu vor mai face. Ce v-au zis? Nu știu numai de frică, știu. Eu nu mai stau să mă bat cu ei, că nu trebuie. Ce? Și eu sunt bătrân, văd o treaba mea. Ce m-au zis polițiștii? Camerele de supraveghere? Aveți imagini de pe camerele de supraveghere de aici? Ați văzut cine... Păi o să vadă miliția, văd eu. Văd de procuratura, văd eu. Fac eu dreptatea, o fac ei dreptatea. Nu? Și o să vadă și să vedem cum e cu amenințările. Că așa mi-a spus, că vreau să vină azi noapte la mine acasă.
Așa mi-a gustat. Dar ce v-a zis polițiștii? O să aducă un echipaj probabil la dumneavoastră acasă dacă... Să vă păzească. Tu ce dai telefon acum 112, pac, pac, înțelegi? Și așa, eu am pază, mă, tu crezi că eu am pază de aia, de tiki, triki? Păi eu am pază, o, luptător, un metru, 2 metri, bă, în interior. Acum am 3 paznici de noapte care bate 50 din ei. Dar înțelegi? Și până și pac și 112. Și jandarmeria și toate sunt acolo. Am și ambasada aproape acolo și care e miliția conectată. Ce crezi că mie mi-e frică? Bun, mi-e frică mie, dar mi-e frică pentru familie, adică am temere pentru familie, ce ne-a să facă pușcărie, dosar penal, nu? Ce facem? Că luăm că mai vreau să mai fac așa, ajută. Dar dacă e nevoie, fac, am ce să fac, dosar penal. Ziceți ce mai vreți. Dar și prin mesaje, că au sunat, nu. În concluzie, vindeți echipa pe 10 milioane? În concluzie, cine aduce 10 milioane, nu echipa. Că echipa e tănase, pătănase, păi numai cum am face 10, cum fără să jucători. Dau? Fără jucători. Și eu mă duc la altă echipă. Fac FCSB 2 și să vedem după aia cum rămâne și CSA-ul și FCSB-ul ăsta cu 10 milioane fără nimic. De ce? Că oamenii toți vin la FCSB 2, adică vin la Becalic, acolo zice că este, dacă e tănase acolo, Coman acolo. Poate vă duceți 10 milioane cadou. Că poate investesc cu Cristi Borcea la Dinamo. Cristi Borcea numai, azi, în viața vieților lui, a pierdut 17 milioane, 12 plus 5 pe judiciu, 17 milioane, pușcărie a făcut, a zis, dacă îmi cere Dinamo și 1000 de euro, nu dau. Am făcut pușcărie și gata, să facă și ei să vadă cum e pușcărie. Domnul Mecanic, da? Câte zile pune ca antrenor? Mă, nu pot să spun. Poate să fie azi, poate să fie în 30 de zile. Adică regulamentul e 30 de zile. Poate să fie azi, poate să fie într-o săptămână, poate să fie și în 3 săptămâni și 4 săptămâni, nu? Dacă găsim un antrenor acum repede, îl punem. Dacă nu, ca să nu-l, să nu-l supunem, adică unei presiuni, adică vine meciul Craiova, CFR, astea, ca să nu el expune, putem să... Dar astea... cineva trebuie să stea cu bancă la meciurile astea. Cu meciul înainte de meciul cu CFR, de meciul cu Sepsi. Și ce a făcut? Păi a câștigat 22 de puncte. A pierdut 5 puncte în două meciuri.